Stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi este domnul Dragoș Iliescu. Hai să vorbim despre apă. Da, am o pasiune pentru apă, pentru că din apă și cu ajutorul apei pot obține elementele în forma lor monoatomică, elementele nobile, aurul, iridiu, rodiu, toate sunt în apă, sunt și în fructe, că n-am apucat să spun în care alimente ar fi ormusul mai abundent și ar fi bine acum să rezolvăm da, și problema spuneți, asta rapid. Spuneți. Aloe vera conține aur monoatomic, morcovii conțin rodiu monoatomic, creierul conține între 5-7% rodiu și iridiu monoatomic. Practic aceasta este lumina care ajută la comunicarea, de fapt la funcționarea creierului. Creierul funcționează pe bază de fotoni și acei fotoni nu circulă dacă n-au suport și rodiu și iridiu monoatomic fac ca acele conexiuni să se realizeze pe bază fotonică. Să vă mai spun despre... Chiar și creierul congelat? Orice creier, dacă ați luat creierul și l-ați ajunge să faceți cenușe din el, ardeți tot, substanță organică tot, apă iese, se evaporă tot, va rămâne o cenușă. În cenușă aia 5-7% este rodiu și iridiu monoatomic. În sâmburii de struguri găsim aur monoatomic, în arahide, în migdale, pardon, aur, uleiul de măsline extra virgin. Da, și ca să concluzionăm, și în apă de izvor, dacă o iei chiar de unde izvorăște, izvorul are foarte mult ormus. Dacă o iei la 300 de metri în aval, mai are jumătate din cantitatea de ormus. Dacă o mai ții și până plastic și o mai ții și până magazine și o mai și încălzești săpă la soare și așa, o să probabil nu o să mai aibă deloc. Pentru că ormusul nu are limită prin bariera care o creează atomii sticlei, și de sticlă și de plastic. Deci el fiind un atom, își va găsi loc foarte ușor prin rețelele atomilor celorlalți care noi zicem că e impenetrabilă o sticlă de plastic sau de sticlă. Să mâncăm atunci și sticla de plastic. Nu, vreau să vă spun că nu va sta în plastic, cred că nu o să-i placă plasticul. El e atras de locuri liniștite, de locuri naturale, de locuri divine, de liniște. Deci plasticul este un material sintetic făcut de noi și cam tot ce e sintetic până acum încă nu s-a găsit calea să o facem să fie chiar ca natural. Să ne mutăm la izvoare. Ar trebui să luăm în sticlă de sticlă, măcar sticla de sticlă, am constatat din studiile care le-am făcut că păstrează mult mai bine, dacă se poate și colorată, cel mai bine albastru, dacă nu maro sau verde, că de aia dacă țineți minte, de fapt și acum, dar sunt rarități, lumea poate cei mai tineri nici nu realizează. Apa minerală era îmbuteliată în sticlă verde sau maro, berea era în verde sau maro, tot de aia pentru proprietățile acestei culori, a sticlei colorate, de a conserva mai bine produsul. Conservându-l, ce înseamnă? Păstrează în ele și elementele monoatomice, care sunt conservanții vieții, adică sunt, de fapt, sunt purtătorii vieții. Că noi putem să punem conservanți, cum se pune acum, și nitriți și sulfiți și altele, care nu vor face altceva decât vor alunga ormusul de acolo sau îl vor transforma în forma lui metalică, va agrega. Ce puteți spune despre apa care se găsește în comerț, că vorbim cu orășenii mai ales acum? Da. Și despre când vă referiți la apă vie, la apă adevărată, care este benefică și lucrează în organismul uman, se spune că ne trebuie foarte multă apă și chiar trebuie la nivel celular. Ce apă și ce studii ați făcut? Că știu că ați făcut, v-ați luat aparate, ați cercetat acum în ultimul timp. Da, mi-am luat pentru că, v-am spus, ormul se obține din apă și cu apă și ai nevoie de a controla foarte bine pH-ul și dacă tot aveam nevoie de controlul pH-ului altceva, n-aș fi avut nevoie, atunci mi s-a deschis așa o nouă fantă de cercetare și am întrebat pe la firmele care distribuie aparate de genul ăsta, da, e pentru ce e, dar dacă iau aparat de la care are și pentru redox, la ce e bun, dacă iau și pentru conductivitatea aia, ce înseamnă? Și până la urmă am dat seama, domnule, dar nu e unul care le face pe toate, domnule, nu e unul care le face pe toate, dar ar fi mai bine să luați două, am luat două, unul care face pH-ul și redoxul, adică vă spun imediat despre ce vorba, și unul pentru conductivitate sau TD sau total de suspensii din apă sau am văzut că în România îi spune rezidu scat. Da, tot aia e. E vorba de substanțele minerale care sunt în apă respectivă. Și așa îți dai seama cât de pură e o apă. Dacă e H2O pur sau dacă e apă
apă care conține și minerale. Deci o apă cu osmoză inversă, obținută prin osmoză inversă, adică efectiv hidrogen și oxigen, atunci va fi o apă cu foarte puțin TDS asta, părți de suspensie, conductivitate foarte mică, dar cu apa aia nu poți face electroliză. Deci o apă pură, dar nu poți face electroliză, trebuie să-i mai bagi săruri ca să poți să conducă curentul. De-aia îi spune conductivitate, se măsoară conductivitatea prin particulele suspendate în apă. Așa, dar asta e poate mai puțin important, cu toate că am observat de la alții care vorbesc despre apă și vând filtre și așa, că o apă nu trebuie să aibă foarte multe substanțe minerale în ea, ca să fie o apă sănătoasă. Bei, dar bei mai puțin, nu să bei apă minerală mereu, pentru că am făcut proba cu aparatul și apa minerală are aproape de maximul cât arată aparatul, adică 2000 de părți la milion. Are vreo 1700-1600 o apă minerală și pH-ul e 3, e acidă. Înțelegeți? O apă minerală. Și atunci aia e o apă, dar aia cu timpul îți va depune pânjenic pe acolo, săruri. Ale sărurile alea până la urmă se și folosească. Dacă e vorba că nu ai săruri și atunci ai nevoie pentru electroliză, că se face electroliză tot timpul în noi, în corpul nostru, permanent o electroliză. Și atunci ai nevoie și de săruri. Așa, atunci mai bei, dar trebuie să ai grijă să nu fie prea multe, că atunci se depun la nimic. Bun. Deci asta e cu conductivitatea, cu TDS-ul ăsta. Și acum cu pH-ul. pH-ul alcalin înseamnă peste 7,5 ar fi neutru sau 7. Dar cum noi mâncăm majoritatea alimente acide, deci noi avem o viață acidă. Zicem oțet, oțetul e acid, că poate mâncăm salată, multe punem oțet. Și băuturile carbogazoase acide au pH-ul 2, 3, vinul are pH-ul 3, că acum m-am jucat. Și vinul? Da, vinul. Dar vinul are pH-ul ăsta 3, dar e bun că mai face digestie. Deci să nu fugim total de aciditate, dar noi mâncând și cartoprii care nasc acizi în corp, mâncăm carne da, multă. Berea? Berea e acidă și ea. Noi am făcut proba, dar sigur e acidă. Așa. Deci, oricum, majoritatea alimentelor noastre sunt acide. De la făina rafinată până la carne și ce vreți dumneavoastră. Orice mi-ați spune acum e acid. În afară de frunzele verzi, fasole verde, spanac, astea, legumele, broccoli, astea sunt. N-o și mai sunt alimente care, chiar dacă sunt acide, creează reziduri alcaline, cum ar fi lămâia. Lămâia, chiar dacă e acidă, prin metabolizare se transformă da, în corpul alcalin. Da, am auzit și eu că, de fapt, nu trebuie să ne ferim de lămâia. Nu, lămâia se transformă în bazic. Da, da, da. Așa, și atunci trebuie să bei o apă alcalină ca să compensezi acizii care sunt prea mulți. Că noi ar trebui să mâncăm practic 20% alcalin, 20% acid și 80% alcalin. Și noi mâncăm 80% acid și 20% alcalin. Așa că o apă, așa zisă vie, că de-aia apa vie și apă moartă. De fapt, e apa ionizată, apa vie este apa alcalină și apa moartă e apa acidă. Și am citit o carte despre apă vie, apă moartă și, într-adevăr, există și tratamente cu apă moartă, așa zisă apă acidă, dar era un singur tratament pentru colită. Se bea un pahar de 200 ml de apă acidă și după aceea se bea iar apă alcalină toată ziua. Mm-hmm. Dar în rest, toate bolile, diabet, cancer, osteoporoză, toate bolile trebuia să bea apă alcalină. La un diabet din ăla a ajuns cu degete căzute de cangrenă, s-a vindecat și s-a oprit cangrena cu 4 litri de apă alcalină de 10 pH. pH 10 pe zi. Deci apa tămăduiește, dacă apa e tămăduiește, da. O anumită apă la care probabil nu avem acces, dar apa de robinet nu e bună. Nu uitați, de exemplu, în Brașov apa de robinet e bună. I-am făcut analiză, e bună, are da? 200 părți la milion substanțe în suspensie, are pH da, alcalin. Apa de București cum e? Nu știu, o să facem, că n-am Hai mai... Hai să facem, o să facem probă. Venim data viitoare și facem probă aici, la apa de robinet. Da. Are și pH-ul bun, nouă. pH la apa de la Brașov. La Brașov, da. Și dacă mai treci și printr-un filtru cum am trecut, eu am scăpat și de nitriți. Avea puțin nitriți și fosfat, nu mult. Uh-huh. Avea ceva și am trecut tot prin filtru 0-0 fosfat, da, nitriți. Și dacă mai pui și aerul bun de acolo, așa. Face... Da, așa e, da. Da, sunt multe avantaje în apropierea naturii. Sunt, clar. Și aerul ionizat. Ionizat ce înseamnă? Că și aerul nostru de la București e ionizat, dar e ionizat pozitiv. Are ion pozitiv și ionii pozitivi sunt foarte mari, o moleculă mare, nu poate să penetreze bine și să realizeze transferul de oxigen și conține și multe particule în suspensie, că de fapt ionii pozitivi sunt multe, multe particule, praf, scame, eu știu, azbest, ce ori mai fi, și îndepărtează ionii negativi, care ionii negativi sunt ioni mici, foarte mici și ei realizează oxigenarea.
care se realizează pe la altitudine mare, pe de suprafață mare de câmpie, unde se bate vântul, să nu se lovească de clădiri sau ceva și se începe aerul să devină ionizat negativ. Și sunt multe, dar noi cum am făcut orașele, astea sunt exact contra. Îmi pare rău că nu putem, că facem reclamă, dar era interesant să, dacă ați făcut o analiză pe apele plate, pe tot ce circulă prin supermarketuri și prin... Da, eu nu pot să nu facem reclamă, da, să spunem care, dar putem să spunem ce să caute. Să caute pH-ul cât mai mare, 8, aha, 8 și mai mult, 8,5, să caute puține părți substanță uscată reziduală, foarte mic. Deci e menționat chiar e asta. E menționat pe acolo, da, e menționat pe apă, sigur că da, scrie pe acolo, o să vedeți la analiză. Da, la... Nu știu ce, rezidu sec, nu spuneți la ce apă mă uit, dar spun, rezidu sec la 180 de grade Celsius, 308,5, e vorba de părți la milion. Iar aparatul are o scală maximă de 2000 de părți la milion și eu pot să vă spun că o apă minerală are 1600-1700 părți la milion și o apă bună are mai puțin. Deci apa de robinet de Brașov are 170 de părți la milion. 170-180. Așa, e suficient cât să facă electroliză. Altceva și să caute. Și mai avem al treilea, redoxul, care ăsta e cel mai important. Și când îmi spunea mie cineva de redoxul ăsta cu vreo 4 ani, că domne, nu te mai uita numai la pH, nu te mai uita numai la alea, ai grijă de redox. Cea mai aia e redox. Dar ce e redoxul ăsta? Redoxul înseamnă capacitatea apei de a conduce, de a, nu, încărcătura electrică a apei. Și ce polaritate are, dacă e cu plus sau cu minus. Redoxul poate să fie negativ sau pozitiv. Dacă este redoxul pozitiv, înseamnă că apa aceea conține mai mulți protoni, adică sarcini pozitive, și va intra în corpul nostru și nu va penetra membrana celulară așa ușor. De fapt, nu va penetra deloc fără o ulterioară prelucrare, deci, în organism. Deci, practic, ajunge la celulă. Ajunge pentru că va munci cineva pe lângă celulă sau chiar celula să o retransforme în apă cu încărcătură negativă. Și va lua cât va putea și va munci. Pe când, și atunci pentru că membrana e pozitivă. Și atunci la ce ne uităm? La redox scrie? Nu scrie redox. Asta n-a ajuns la faza asta. Nu s-a ajuns la ce tip nu de polaritate are apa. Nu e niciun indiciu la care să ne uităm. N-are. Există decât aparat să măsori, să-ți cumperi și să măsori. Da. Că nu au început să scrie pentru că nu s-au făcut studiile sau poate nu vor pentru că nicio poate apă faceți, din sticlă n-am văzut să fie încărcată negativ. Nici o apă din sticlă de plastic n-am văzut după 3 zile. Rezistă 2 zile, cam așa, 3 și după 3 zile s-a dus.